Primăria Municipiului Călăraș a început distribuirea pachetelor de igienă în cadrul programului operațional de ajutorare a persoanelor defavorizate 2014-2020, tranșa a doua în perioada 29 iulie-5 august 2020, la sediul Cantinei de Ajutor Social. Sunt așteptați 75 de beneficiari ai legii ajutorului minim garantat, 343 de beneficiari de alocație de susținere, titulari și membri de familie, dar și persoane stabilite de OUG 43/2020 și identificate de Direcția de Asistență Socială din cadrul Primăriei Municipiului Călăraș, și anume persoane cu handicap și persoane defavorizate din așezări informale. În total, sunt așteptați aproximativ 3500 de călărășeni. Programul de distribuire este următorul: de luni până joi, între orele 8:30-11 și între orele 13:16, iar vineri, între orele 8:30-11. Pachetele de igienă conțin pastă de dinți, periuțe de dinți, săpun lichid, șampon adulți și detergent de rufe.